Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Cine este actrița Suburku Yajgi Kostchun, Asie din serialul Totul pentru familia mea? Născută pe 15 aprilie 2005 în Istanbul, Turcia, Suburku Yajgi Kostchun este o tânără actriță și model care a câștigat o mare recunoaștere în țara natală pentru rolurile sale. Este cea mai mică dintre cei patru frați, când s-a născut, după cum a dezvăluit, părinții ei au fost nehotărâți în alegerea numelui, așa că i-au dat trei nume. Pasiunea ei pentru lumea actoriei a început din copilărie. Primul ei rol l-a jucat când avea 7 ani. Își continuă studiile la școala de arte Frumoase Pera, o academie de teatru din Istanbul. Actrița, care participă și la cursuri de dans și vrea să fie dansatoare de flamenco, a câștigat în trecut competiția Survivor Junior din Turcia. Este pasionată de modă și fotografie și iubește animalele. De asemenea, printre hobby-urile sale se numără meditația, yoga și lectura. A apărut în reclame pentru branduri precum Turkish Airlines, Cheap Lounge, Iskitbal, Regina Kitchen, It's Good to Get Dirty with Omo. Pentru rolul pe care îl joacă în serialul Totul pentru familia mea, a câștigat premiul Panten Altin Celebek. Publicul român o cunoaște din serialul Dragoste cu împrumut, în care a jucat rolul lui Elif Su. A apărut de asemenea în serialele Femeie în înfruntarea destinului și Karadai.